Salut și bine am la un nou episod. De data aceasta jucăm My Summer Car. Suntem aici cu mașinuța noastră, care sunt destul de mândru de ea. O duce bine, e foarte, o mașină foarte bună. Și sunt mândru și de voi pentru că am postat azi la ora 19, la ora 11, este ora 1. Da, nici nu a trecut bine 5 minute după ora 1. Și deja am strâns peste 100 de view-uri la episodul anterior. Sunt foarte fericit. Mi-a zis ceva în comentarii să facă fenderurile verzi. Aș vrea să încerc câteva culori verde. Nu știu, albastru, ăsta așa înspre verzui. Și asta. Bun. Mai întâi aș vrea să încerc... Stai puțin să le pun pe capotă. Ops. Om. Am cam strâmbat puțin de-al capota. E ok. Se rezolvă. Bun. O punem și pe asta și verdele ăsta. Hai să-l încercăm, să vedem cum ar arăta. Deci, fenderul ăsta arată binișor. Ia, bun. Stai, ăsta. După aș vrea să-l văd pe ăsta. Să vedem cum arată cu ăsta. Asta e un fel de turcoaz, mai bine zis. Parcă tot verdele ăsta e mai ok. Ia, stai. Așa și ăsta, cum ar arăta? Ăsta e alb. What? Cam tot aia. Bun, deci verdele o să-l facem, pentru că arată cel mai bine. Și îți mulțumesc, sper că mi-ai zis să le fac verzi, chiar arată ok. Mai dacă puteam să fac și chestiile astea de pe aici, gen de jos, știi, ca să se unească, dar nu poți. Poate o să bagi la un moment dat în joc și chestia asta, dar până atunci, asta nu știu, să-l fac și pe el verde, nici nu știu. Da, oricum așa, arată ok. Aș putea să fac și un skin pe mașină, doar că după cum știți, eu sunt cam în criză de timp, trebuie să filmez 20.000 de episoade. Asta este al 4-lea videoclip pe care îl filmez azi. Am filmat 3 de Another Brick in the Mall. Și acum filmez My Summer Car. După am în plan să mai filmez un videoclip de The Forest cu Eddie și unul de GTA. Sper să reușesc. Eu pe la ora 2 trebuie, 2 și ceva trebuie să plec. Și pe ora 1, aproape 1 și 10, cam așa. Bun. Aici nu prea îmi place cum arată chestia asta, dar putem să modificăm niște setări. Asta o să-l las roșu. Bun, hai să mergem să ne culcăm. Stați puțin, hai să bem ceva apă. Da, ăsta are o problemă cu apa de la robinet. Nu prea îi place. Ok, hai să mergem să ne culcăm. Și după, ce putem noi să facem? Pe mașină nu mai avem nimic de pus. Bă, sincer să fiu, să mergem să facem cursa? Am putea să mergem să facem cursa, sincer să fiu. Du-te, mă, de aici. Bun, păi, haideți că revin când se face sâmbătă și putem să mergem să facem această minunată cursă. Bun, băieți, am revenit. Suntem în ziua de sâmbătă, dimineața la ora 8. La ora 10 trebuie să fim să începem cursa. Practic, sper eu să meargă, să fie ok. Ok, bun. Hai să salvăm încă o dată. Perfect. S-ar putea să nu reușesc din prima, sper să reușesc din prima. Și vreau să vă zic că seria nu se încheie aici, chiar dacă terminăm cursa, pentru că mai avem o grămadă de chestii de făcut. Și plus update-urile pe care o să le facă, o să fie ok. Și vreau să zic că dacă se lansează update-uri, eu filmez episoadele în avans, deci nu prea am cum să le fac, chiar dacă aș fi fericit să le pot face. Ok, bun. Hai să mergem, ne luăm mașina. Și nu știu. Dăm bătaie? Am aflat, de fapt nu am aflat, dar
Sunt aproape sigur din ce cauză ni se strică nouă mașina sau și la fel, din ce cauză ni s-a stricat episodul anterior mașina. După cum știți, episodul anterior ni s-a stricat mașina când aveam beculețul acesta roșu. Când îl avem roșu, se încinge super tare mașina, de asta e foarte bine să avem chestia asta. Deci, ui, ok, având în vedere că o avem. Bun. Hai să turăm puțin mașina, să încălzim motorul. Să încercăm să nu aprindem beculețul roșu. Uite, când trece de 7 se aprinde. Bun. Hai să mergem. Da, de fiecare dată să-mi bag piciorul. De fiecare dată moare motorul. Ok. Uite așa. Când nu este mașina foarte încălzită, moare motorul. Hai, 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 hai. Bun, frumos, hai că am plecat. Și e bine că până la curb să mai încălzim și noi puțin de mașina. Cred că e prima dată când fac traseul. Oricum, na, înțelegi voi. În timpul cursei nu cred că o să vorbesc foarte mult, o să încerc puțin să mă concentrez, poate la drum. Știți? Cam asta ar fi ideea. O să încerc să fiu cât mai atent la drum, să am grijă să nu alunec, să nu fac drifturi. Asta ar fi ideea. Ia să-mi dau eu sensibilitatea puțin mai mare ca să pot să fac curbele mai ușor. Poate încă puțin. Uite așa. Păi, mai bine. Conduc un volan de la tire, să știu că vă zic asta în fiecare episod, dar de obicei întreabă lumea și ca să nu mai întrebe, zic asta. Perfect. Bun. Hai să bag și eu în viteză, să încerc să nu turez foarte tare. Cursa cred că durează pe undeva pe la 6 minute. Poate o să pun și un speed up așa, nu foarte mare, un speed up micuț. Dar nici nu știu dacă să pun speed up. Cred că nu o să pun, știi ceva? Vă las să experimentați la aceeași viteză ca mine. Ok, bun. Așa. Deci avem lichid de frână, avem benzină, avem ulei, cred. Ulei, nu cred. Păi nici nu știu. Avem ulei? Cred că avem. Așa. Păi curbele ăștia, uite, aici mă cam disperă pe mine. Păi destul de aiurea. Ok, oricum, având în vedere că conduc un volan, am puțin control mai mare asupra mașinii, dar uite, dacă fac așa, nu e ok. Acum a mers destul de bine. Din cauza că gen, am reușit să opresc, dar dacă o să am viteză foarte mare, o să oricum o să încetinesc în curbe. Mai bine merg puțin mai încet decât să mă întorc și să gen să dau fail să fac accident sau ceva. Mai bine încetinesc în curbe și am grijă. Ok. Perfect, hai că pe aici putem să băgăm ceva viteză. De o să am drum drept, o să bag viteză. La curbe, uite, o să pun frână. Dar e foarte greu. Uite, să-mi bag piciorul. E destul de complicat, oricum, să faci cursa asta. Având în vedere că avem și problema asta la mașină când se supraturează și se strică. Dar nu știu ce să zic. Mașina normal ar trebui să nu te, să nu te lase să o supratureze așa, gen să fii în ultima viteză și să, na, să meargă motorul la maxim. Nu știu dacă ar trebui să te lase așa. Cred că am făcut noi o prostie când am montat chestia aia pe motor. Și sau chestia aia este specială să, na, să deblocheze chestia aia, să te lasă să o supraturezi, să bagi viteză maximă. Gen de obicei, când eram într-a patra, nu ne lăsa să trecem mai mult de 6.000 de turații, cred. Cam așa, ceva de genul era. Bun.
Păi, aș fi eu fericit dacă am ajunge odată la... la cursă. Așa. Hai să-mi facem o bubă să zburăm. Ok, bun, bun. Problema este că nu văd câtă viteză am din cauza la chestia aia cu rotațiile pe minut. What the fuck? Încet, 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 încet. Ok, bun. Perfect, ok. Hai să vedem cum facem. Să bag și eu în viteză, să nu turez. Bun. Hai, răcim și noi puțin tel motorul. Bun. O lăsăm pornită. Hai să ieșim. Trebuie să dăm jos cureaua elastică, centura. Bun. Mașina noastră cred că este intactă, în afară de chestia aia unde am dat eu cu spray-ul în ea. Opa, e ok, bun. Hai să vedem tipul ăsta. Cerințele sunt ceva de genul roll bars, 4 point, habar în ce asta, dar știu că avem rally tires și inspected. Ok, bun. Deci, practic, am făcut-o, tot e ok. Nu știu cum dau să particip, dar, alo. Na. Mi-a și mie banii odată, mă las să particip. Perfect. Drive slowly to the starting area. Trebuie să întoarcem mașina. Ok. Bun. Hai să ne punem cureaua. Mă rog, centură, dar sunt eu idiot. Ok. Hai așa, încet. Stai că ar trebui să dau chestia asta jos ca să să rămână motorul încălzit. Păi da, moare. Bă, nu știu dacă, din nou, e de la mine, am făcut eu o prostie, dar de fiecare dată, dacă nu accelerez la maxim, plec cu drift, moare motorul, efectiv. Și atunci, îi, o problemă. Bun, hai conducem așa încetişor până la tipul ăsta. Get ready. Bun. Așa. Nu știu dacă trebuie să bag în N, cred. Bun. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Hai că fost un start bunicel. Ok. Un start bunicel. Băgăm viteza. Nu uităm să băgăm în viteza. Ok. Trebuie să avem grijă. Grijă, grijă, grijă. Wow. Deja am avut accident. Ok, băieți. S-ar putea să nu mă auziți foarte, foarte bine. Și asta este din cauza că... Fac, am murit motorul. Am dat microfonul puțin mai la stânga. Ca să pot să... Spa joc de mine. Ok, bun. Așa, dar vreau puțin așa să-l ciupesc ca să nu... Să nu se supraîncălzească motorul. Cam asta ar fi de-a. Bun. Am condus aici destul de rapid, știi, ca să mă obișnuiesc, să zic. Dar... Fail start penalty 2 minutes. What? M-am dus prea în față, aproape am ajuns și sper să nu mai facem nicio prostie.
adică aproape am ajuns să începem cursa, nu aproape am ajuns la final. Înainte să plec, adică nu, după ce am plecat, doar că încă eram pe drumul ăla, gen, numai ce ieșisem din, din zona în care am eu casa, am lovit un dâmp și a picat ceva de pe lateralul mașinii și cred că știu ce este, dar nu sigur. O să ne uităm imediat. Ok. Acum hai să vedem rapid cum îi ne întoarcem încet, frumos. Deci mi-am dat microfonul mult mai într-o parte, am zis asta și când am dat fail, dar o mai zic o dată. Am dat microfonul mai într-o parte ca să am mult mai mult loc aici să mă desfășor. Perfect, ne semnăm și noi și... și plătim eventual. A, sau am plătit. Păi da, totuși, stai. Așa, Doamne ajută. Bun. Așa, acum trebuie să avem foarte mare grijă. Nu o să mai vorbesc deloc. Era că mă gândeam că o să mai zic ceva chestii. Mergem încetișor. Ok. Sper să nu mai am, să nu mai dau vreun fail. Mai bine stau mai în spate decât mai în față. Ok. Oprim. Hai. Haide. Haide. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. A început destul de... cam alunecos, să zic. Bun. Hai să mergem încetișor. Ok. Adică rapid, dar grijă. Ok. Am băgat într-a patra. Aici trebuie să am grijă la curba asta. Bun. În față este o curba puțin mai mare. E prima dată pe traseu, deci hai să sperăm. Fuck. Ok. Hai că e bine. Bun. Aici, din nou, trebuie să avem grijă. Sunt destul de stresat. Că am condus destul de bine până acum. Să nu fac vreo greșeală. Puh. Fuck. Am greșit puțin de la acolo, dar sper să recuperăm. Ok. Ok.
Fuck. Era să pierd controlul. De fapt l-am pierdut pe răsfundă. Să încerc motor foarte tare. Asta e o problemă. Nu. Să încerc motorul, s-a stricat radiatorul. Hai că mergem. Fuck! Uite-te, bă! S-a stricat mașina. Nu mai merge. No, fuck, s-a stricat. Păi asta e o problemă, trebuie să vedem cum facem, trebuie să rezolv eu cumva, dar nu știu, s-ar putea să oprim episodul în momentul acesta, pentru că eu trebuie să plec undeva și nu mai pot să filmez și o să lăsăm atâta și episodul următor o să mai avem încă o încercare și sper să fie cu reușită și sunt aproape sigur că o să reușim. Dar acum am dat un mare, mare fail. A rămas cum așa pe marginea drumului, o zbura și asta de la proată de aici. Bun. Deci, nu. Ok, bun. Cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați să apăsați butonul like. Ca să mă susțineți să mai fac încă un episod în care să știți. Bun. Cam atât a fost. Până la următoare. Toate cele bune. My dick in the mouth of a retainer. What? I pull out the strap with a laser. The goy I got racks, you a hater. Ooh. I got a wallet to pay. Ran it up, walking with 50 racks. My pockets is stuffed. 50. I got a Glock like a